Ei, da, salutare, ne aflăm pe autostrada București-Pitești. Ne-am depărtat de Pitești cam aproape, să zic, vreo 10 km. Așa, haideți să vedem cam care ar fi primul post care scoate capul în condițiile normale, fără propagare. Deci, în condițiile normale de recepție cu dipol, da? Deci, avem 102 cu 8. Vedem și de stat. Acum mergem frumos la Kiss FM, care Kiss FM știți foarte bine că are puterea cea mai mare. Următorul care face parte din grupa celor mai puternice, mergem peste el chiar acum. Dacă acesta ar fi avut reala putere din licență de 24 de kW, s-auzeam Pitești. Cele de stat n-au început pentru că nu bat vertical. Haideți să mai vedem o dată pe FM-ul. Mai verificăm o dată, 101 cu 3. Haideți să verificăm. Deci 100 cu 2. Bun. Haideți să mai verificăm Kiss FM-ul. Cel mai puternic este. Haideți să vedem dacă om putea auzi o fărâmă de Magic FM. Aici mă bate România Actualități. Ia realitatea, că s-ar zvoni că realitatea are putere mare. Novaciu a dispărut din peisaj, deci a bătut în afara Piteștiului tare de tot, cam vreo 5 km. Așa, ia. Buzău. Deci noi acum ne aflăm undeva la kilometru 94 de București. Deci ăsta e Buzău. Venețul. Uitați Venețul în fața Piteștiului. Deci în condiții normale. Deci nu vorbim de antene directive și de antene de câștig.
Radio Zoo. Deci eu vă spun, cam de aici ar fi granița de unde se zărește Bucureștiul în mod normal.